Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la ceea ce se pare că ar fi o serie. Alături de mine, Nenea Stunter. Hello, hello! Băi... Ai zis România la început, cred că am înțeles altceva, dar în fine. Da, bună dimineața, București, bună dimineața, România! Foarte multă lume s-a supărat pe mine că, bă, Skype-ul... 11 minute din episodul de 14 minute ai stat să-ți alege avatarul, bă, să-ți faci personajul, bă. Bine, bă, mă, îmi pare rău, bă, că am trecut pe meniul ăla ca să vedeți și voi, bă, ce vă puteți alege de acolo, bă, dacă vreți să intrați și voi, bă, în jocul ăsta, bă, îmi pare rău, bă, n-am vrut, bă. Am trecut pe la toate rasele și am trecut prin toate... Aoleu. Frizurile, știi? Și ce are până la urmă? Sunt o maimuță. Stai. Sunt the most badass maimuță. Wukong, ce că mă cheamă. Sun Wukong. De unde scrie chestia aia? Nu, vorbeam, le spuneam lor că maimuța asta seamănă foarte mult cu maimuță din... Bine, mi se pare că e și în LOL. Da, și în LOL e Wukong. Așa, dar ideea este că e din cultura chinezească. Am zis eu inițial că ar fi un zeu, dar de fapt e un personaj literar. Este Journey to the West. Știu că și în Smite, parcă. Mm-hmm. Și, mă rog, e un fel de harapalb, așa, al chinezilor. Știi, e un zeu, un semizeu, ceva genul ăsta, are o putere incredibilă, e enorm. Mă rog, așa, hai zi-mi ce trebuie să fac ca să te adaug la prieteni, am uitat. Dai pe F. F, am apăsat F, nu se întâmplă absolut nimic. F. Nu. Q, poate. Stai, poate e pe G, stai, nu văd asta, bai, pe F. La mine pe F nu se întâmplă nimic. Pe serios? Q... nu ți-o pare? Uite, în stânga, ce, nu scrie F asta, cea mai din stânga jos. Cea mai din stânga jos scrie Q la mine. Numai Q și R ai tu? Da. Poate că trebuie să trec de tutorial? Da, n-ai terminat tutorialul. Nu. Deci nu ți-ai reparat nava aia. Nu mi-a reparat nava aia. Au. Onward to Adventure Expansion. Până atunci nu poți să te duci nici în Social Hub, niciunde. Ești nebun. Atât de lame sunt. Trebuie să duci jos în peștera aia și să intri în portal, parcă. Am înțeles. Trebuie să strângi niște aerul de acolo, parcă. Păi bun, hai să ne ducem în peștera. Dacă dai pe QR Twister, se-ți scrie pașii ce trebuie să faci. Da. Onward to Adventure, Explore the Underground Ruins, îmi zice momentan. Mamă, The Standing Stone Chamber. Mine... Trebuie să faci un keystone ca să deschizi portalul. Da, îmi zice să minez aici niște green keystone. Da, nu mai știu cât îți trebuie, două bucăți, cred, sau mai mult? Trei, mă? Cinci. Auzi, cinci. Întrebarea mea este în felul următor. Când ai în blocurile astea, îți apare ca și cum ar lua damage, corect? Hai, blocul ia damage, da. Așa, dacă dai o dată și pe aia pleci, lași blocul așa, se repară singur? Că văd că rămâne... N-am testat, văd că rămâne. Nu știu, n-am testat să văd dacă rămâne așa. Use the keystone oven to craft a light keystone. E acolo un aparat și trebuie să faci... Așa... Chestia aia, deschizi portalul. Bada bing. Ce vorbești, mă? Ai reușit? Mi-a dat? Stai că n-am realizat. Da, mă, mi-a dat, așa. Și asta mi-o pun în inventar, probabil. O pui jos, acolo. Equip the light greenstone, then cast it into the standing stone. Asta presupun că e un standing stone. Mă, am o chestie foarte, foarte dubioasă cu mouse-ul. Eventual, dacă îmi puteți spune voi în descriere. În descriere, doamne, în comentarii. Taci din gură! Hai că am văzut eu că să ia lumea și de tine cu o freză de păr, nu știu cum. Am da, da, eu nu mi-am dat seama, chiar nu mi-am dat seama că am spus chestia aia. Așa, mi se mișcă foarte ciudat mouse-ul, parcă se mișcă cumva cu întârziere, adică... Știi că în unele jocuri ai hardware mouse și software cum ar veni mouse, adică trece printr-un filtru. Și am impresia că e setat cumva software. Face fearsome foes. Ce? Find and collect 3 matching crystals to repair your damaged airship. Pam pam pam. Sunt niște cristale albastre sau verzi, nu mai știu.
cred că sunt albastre. Pam 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 pam. Dar nu știu, mai știu unde ți-o dat. Am văzut un lup. Într-o pădure, cred. Văd un lup. Da, eu de lup pe aia am fugit, m-am intrat în portar și am plecat. Welp îl cheamă. Aaa, foarte tare, ți se înroșește aim-ul când poți să-l atingi? Da, 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 da. Foarte tare. Băi, am bătut un lup. Unul singur. Trebuie să găsești acolo casă. Oile? Nu mai știu. Nu, le-am văzut că cristalele. Oile ce facem? Oile n-ai nevoie momentan, nu poți să iei mâncare de la ele, parcă. Da. Cu mâncarea îți regenerezi HP-ul. E ca în Minecraft, ai un hangar? Nu, n-ai un hangar, numai că îți regenerezi HP-ul. Când te bați cu boss de aia o să-ți dea de mici destul și trebuie să regenerezi. Mhm, ți-l regenerează instant? Nu chiar, apare gen cu un roșu așa mai deschis, știi? Așa. Și ăla o să se facă după. Se regenerează. Dar se pune ca HP, deci dacă e un damage îți cade prima dată roșul ăla mai deschis. Ok, dubios, dubios. Bă, am luat niște oase. Stai un pic, am văzut la tine că asta e un fel de cufăr mai lung, mai lat așa. Ăla la portar, la capăt sau? Poți să-l distrug? Nu poți, dar cufrele dacă găsești deschide-le și ia itemele din ele. E ca un fel de altar, hai să zicem altar. Altar. Sunt niște chestii care poți să le spargi, să iei bani din ele. Dar în rest nu știu. Văd un mushroom pe aici. Ok, deci câte cristale? 3. Am deja unul. La început stăteam să tot spar chestii de alea, să fac bani, dar îți dau doar cam 2-3 monezi și dacă omori un mob îți dă 30, cred, deci nu are rost să spargi din alea. Am fore dintre alea sau la ce te referi? Îs butoaie, îs... Aha, aha, da, da, ok, bun. Cufere și poți să le spargi. Deci ne întoarcem sau nu? Unde mă duc, mă? Stai așa. Trebuie să găsești un portal ca să te întorci. Find a portal to return home. Da, da. Ah, ok, ok, ok. Într-o cameră, o casă, ce o trebuie să fie. Și o să fie un boss acolo. Dacă vei, încearcă să-l bați, dacă nu, intră în portal. Dumnezeu cu mila. Eu nu l-am bătut. Mamă. M-am speriat de ei și am plecat. Stai așa, stai așa, că am văzut că pot să pun torțe. Am sau una poți singură. Să țin mâna și face lumina. Am văzut că e un pic glitch. Dacă mergi, nu, dacă îți faci un tunel, de exemplu, de doi înălțime și unul, adică 2 pe 1. Așa. Nu se vede lumina în el. E tot întuneric. Trebuie să-l faci de minim 2 lățime ca să se vadă. E prea mic, nu știu ce. Am înțeles, am înțeles. Bă, cred că văd boss-ul. Mamă, e tot un lup? S-au auzit doi, cred. Nu știu. Văd încă un lup. Ar trebui să vezi portalul, e ca ăla din... Wow! Să înțeleg că dacă eu pot da în el și el poate da în mine? Wild Wolf. Da, ales niște mobi care nu dau într-un doar foc, dar nu-i cazul. Nimă, hai că l-am făcut. Și mi-a dat un... ce e asta, mă? Raw Wolf Meat added to the Chronicle. Și acolo vezi că ar trebui să mai fie, să fie un chest mare și în spatele lui portalul, sau doar portalul, nu știu. Am găsit un chest mai mic în care am luat o torță și un pumpkin. Am văzut și portalul. Aha, ăsta din fața open large, nu știu ce, și îmi dă sky iron rod, green crystal și încă o torță și niște bănuți. A, pe ele. Și după aia intră în portal. Ne băgăm în portal. Ce vorbești, mă? O să nu mai se... decât să ți repari naveta, nu naveta, cum se cheamă? Nava, oricum, da, am înțeles. Nu știu cum se cheamă chestia. Dirijabilul. Chestia aia cu care zburăm, e o barcă zburătoare? Da, da, da. Use the crystal to repair your damaged airship back where you crashed. Bine, mă? Au, să poți să ai mai multe insule, eu am două acum. Băi, ești nebun? Păi și ce faci cu două insule? Am văzut că multe persoane au gen o insulă care o transformă în race-uri pentru alții. Și tu poți să te uiți la alții și race. Ai, practic, o linie de start și o linie de final, știi? Și le faci un traseu care ei trebuie să-l treacă în anumit timp. Și ai un leaderboard cu toți care au venit pe insula ta să joace. Foarte tare leaderboard, am înțeles, am înțeles, da. Gata, social menu unlocked! Gata, acum poți să apeși pe foot. Acum poți să apeși pe foot. Așa, și aici... Ultima la search. Acolo mă cauți,
stunter numele și îmi dai follow. Și îmi zici numele, îți dau follow înapoi și atunci ne face prieteni. Stun... ba nu. Așa, stunter, search heroes. Forest Home Island, așa, view this player's profile și dau follow. Eu am SKAI. Așa, pe litere? Pe litere, pe litere. Așa, ai deșert? Deșert, da. Uite ce maimuță, cu păr alb. Bine, bine. Unde-i barba? A, are ceva. Dar chiar nu m-am gândit la barbă, n-am văzut să aibă. Așa, și acum ce fac? Stunter is now your friend. Nu, de mie nu mi-a apare. Mi-a apărut, ba da, uite, gata. Top Islands, friends and following. Și acum pot veni la tine. La locația ta. Ești maker, trebuie să te teleporta exact la locația prietenului. De exemplu, el dacă se bate cu un boss acum și are nevoie de ajutor, te teleportează direct la el. Stai mă, stai așa că pe mine m-ai pierdut. Unde pot să mă duc direct la tine? Păi e acolo, dacă dai la Stunter friend. Islands. Stai că am venit eu la tine. Ai venit tu la mine. Islands, profile, așa, friends roșie. Only. Păi și suntem friends? Da. Eu nu te văd la friends la mine. Cum nu? Apasă din nou pe F și friends and following ar trebui să apară a treia chestie în meniu. Friends and... a, abia acum, da, mi s-a... Nu închisesem ca să-mi se dea refresh. Da, și eu am închis și am... Foarte tare. Bun, hai să te văd la față. Mamă, ce periculos ești, mă! Auzi întrebare, noi avem un strafe, un dash pe strafe? Da, l-am găsit și eu ieri sau altă ieri. Gen, ții pe D și dai de două ori pe shift. A, D? De fapt nu, pe D sau A, știi? Dar nu merge și în față. Ce aiurea, dar de ce nu pot să dau shift și D? Cum, de două ori pe D? E nașpa că trebuie să apeși de două ori pe shift, dacă apeși prea mult îți dă eroarea aia de la Windows, că apeși cu shift-ul. E cam greu, acum observ și eu, e cam ce greu. Ce aiurea e! Uite, merge în spate, merge în spate, în față nu merge. Dar nu pot să schimb controlul de nimica la jocul ăsta, momentan. Sper să schimb. Bă, ce arc șmecher ai tu, mă? Bă, băiatule, bă. Ietete la... Ai o hartă, ce aveai acolo? Unde? Aici? Aici. A, nu, ăsta e cactus. Dacă mergi în deșert, nu știu dacă se pune și la tine pe insulă, îți apare... Nu se pune. Apare sus ceva că e prea cald, știi? Și trebuie să să mânci cactus ca să te răcurești. Use the airship to travel to the social hub. Hai să mergem până la social hub să ți-l arăt. Hai să mergem. Dar poți să apeși pe food direct și îți apare la favorite places. Meet, trade and join PvP at the social hub. Acolo, asta, go. Așa. Și cred că ar trebui să ne dea în același loc. Să sperăm. Vote, trebuie să votezi ceva. Wow. Nu știu dacă sunt mai multe servere diferite, mai multe lobby-uri diferite pentru social hub. Dar dacă nu ne dă, ne teleportăm în altul. Nu știu ce să zic, am un dos frumoase. Asta din dreapta poate? Uite și imediat sub imagine ai și report. Și tu poți face poze de alea? Da? Pe P, parcă. Uite, tu dat aici. Perfect. Hello! Tu ești mă ăsta. Deci aici e barca unde te aduce. Și aici și o să fie trei locuri principale la care o să mergi. Așa. Deci, dacă dai pe Q. Q, așa. Asta aici e quest-ul. Aici să-ți apară, da, o să-ți apară quest-urile și jos o să ai trei leveluri. Settler, Explorer și Gladiator. Gladiator încă n-am reușit pentru că ci că PvP-ul e deschis doar uneori și acolo o faci la PvP XP. Mm-hmm. Dar în rest poți să faci la Explorer și la Settler. Poți să le vezi și pe M, dacă dai pe M ți apare harta. Este. Dar bă, uite vă cu verde aici. Văd ceva cu bănuți. Da, aia cu bănuții sunt shop-urile. Shop-urile nu au toate itemele, au cam câte 5-6 iteme și se schimbă la 12 ore alte iteme, știi? Mm-hmm. Asta e puțin cam nașpa, că dacă ai nevoie de ceva rapid și vrei să cumperi, dacă nu este, nu poți. Deci trebuie să-mi fac un stockpile, am înțeles, o rezervă. Bun. Aici pe deal, dacă mergem, e zona explorerilor. Și de aici ai misiuni de explorer. Poți să... Tu uiți, acum poți să iei 10 misiuni pe zi de la fiecare de ăsta. Wow. Ăsta e tipul care dă misiunile. Uite și mi-apare ceva. Help to show this help. Join channel to join a channel. Leave my channel.
Messages, ce? Unde ai dat un pe el? Chat în stânga sau ce e ăla? Ah, da, le-ai chat-ul. Nu știu, n-am folosit. Aolo, iar e... Iar e extrem de tare bă, muzica din joc față de vocea ta, spre exemplu. No, bun, stai să mă uit. Talk to the Explorer Questmaster and accept at least one quest. Gata, da, șef. Aci. Complete one forest adventure. Ăsta e. Gata, l-am băgat. Dar poți să iei mai multe, nu doar un... Nu, dar lasă atât. Hai să facem cu tine acum, are pe jos. Da, ăla durează destul de mult să-l faci. A, da? Altul mai mic atunci? Defeat one wolf. Ăla tot în forest. Îl faci de el împreună. Da? Îl facem amândouă, da. No, bine, hai că le luăm pe toate, gata, ce să mai... You can accept 5 more quests. Păi nu luați, deci ia de 5 de la ăsta. Păi numai, da, bun. Collect cotton, collect sky iron ore. Sky iron ore poți să faci la tine pe insulă, cred. De dacă nu, hai să vezi aici, să mai vezi zona. Hai să mai vedem zona. Și facem forestul data viitoare. Bă, dar de ce mi-apar toate questurile în stânga așa în puii mei? Nu vreau să mi-apară. Da, da, dai pe Q și că și pe mine mă nerva chestia, auzi întreaga, am să zic așa. După aia mi-am dat seama că stelele alea poți să le debifezi. Favorite, gata, m-am prins. Tătic. Și am stat o grumă de timp cu alea acolo. Aoleu, câta muzică! Ce periculos ești tu, mă, nene, mă. Așa sunt... Astea sunt shop-urile. Nu știu, ia să vă dau ceva important acum. Uite aici coton. Ai ceva bănuți? Am cu coton, dar bănuți 202. Unii coton. Ai 202? Uite, ăsta are primul. 60, cât am nevoie? 6 ori 5, 300, n-am atâta. N-ai 60? Am 60, dar... ba nu, uite, 60 îmi dă 10, ok. Da, îți dă 10. Credeam că nu doar 1. Oai, 300 pentru... nu s-ar merita. Mă gândeam că să vezi frățică ce... Știi ce îmi place la personajele noastre? Faptul că n-avem gât sau brațe sau picioare. Brațele n-am observat, oh my god. Mă distrează absolut. E, ai cumva o sabie? N-ai sabie. N-am sabie. Nu am jucat niciodată, dar am văzut trailere și așa. Rayman's Adventures. Nu știu dacă știi jocul. Îl știu. Ăla tot așa, nu are gât, n-are brațe, n-are de niciunele. Ia poți să arunc item aici. Uite, ia itemul ăsta, să vedem cum arată. Cum îl arunci? Pur și simplu drag and drop în afara inventarului? Da. E. Ia, pune pe cap, acolo, în dreapta jos. Unei capul, stai. Ăla gol. N-ai nimic pe el la început. Eu văd asta de loot, da? Deci, dreapta jos, nu acolo unde e hotbar-ul. Gata, am văzut aici. Gata, tăticule, nu știam. Ia ce mă, ia. Ce fieros ești acum. A, dar eu nu pot să mă văd, stai. Da, dai pe așa, și gata. Sus ai. Skyrim scrie pe mine. Dovahkiin, Sau mai am unul cu coarne, dar are un corn rupt, arată cam n-aș pe aia. Dă-mi-l pe ăla. Da, e la mine acasă, prin ce. Bine, atunci ala asta. Hai să mai vedem ce mai e pe aici. Să mergem. Este una care e șefa, uite aici în partea asta. Și poți să iei un quest de la ea. Dar e cam imposibil să faci quest-ul, cred. Cel puțin în stadiul ăsta. Ăsta-i de-al meu, e maimuțică! Vezi? Nu, stai să vezi. Ne conduc să-mi dau... maimuțele. Stai, uite, vezi? Na, să mă pun lângă. Are o misiune, să omorâm 50.000 de bandiți corupți. Serios? Bine, lasă. Dar e pe o săptămână. Altă dată, pe săptămână. Câte unul așa pe zi, e bine. Să fac 7. Cred că trebuie să omori cam 500 pe zi. Ajunge? Nu, cred că nu ajunge. 3500. Bă, cât de șmecher poate să fie, mă, nene, mă, jocul. Mai era un tip la care putem merge să iei misiuni. Bine încoa. Cât de fain poate să arate. Aici, pe podul ăsta. A, știi de ce, mă, se mișcă așa ciudat mouse-ul? Pentru că e făcut să îl vezi cu third person view, nu cu first person. Din first person mi se mișcă foarte ciudat, dar dacă dau de sus camera ca să-mi văd și personajul, într-adevăr, parcă se... Ce-mi dă și ăsta quest-uri? Da, poți să iei și sunt mai ușoare la ăsta, cred, că doar trebuie să craftezi. Ăsta și... cu ce, cu cine e, cu cine ține el? Ăsta e cu ăla cu settler's rank, am înțeles.
Hai la tine pe insulă, vreau la tine pe insulă, pot? Ce, ți termină misiunea? Îmi zice că uite, nu, am o misiune, visit another player's home island. A, poți așa, stai și că trebuie să mă duc eu prima oară. Și follow another player, asta am făcut deja. Da, n-aveai misiunea. N-avem misiunea. Poți să dau un follow la tine și follow iară? Nu știu, dacă nu dai follow la Domino. Ia, hai să dăm follow la Domino. Ce nume are? Domino 61. Domino 61. Search Heroes. Este offline. Și dăm follow. Gata, acum poți să-i dau bloc. Dai bloc. Mi-a făcut quest-ul. Stai așa să mă uit aici. Gata, deci te poți să teleporta la mine. Două secunde să-i dau costul astuia. Stai să caut. A, uite, a, aveam și eu coton. Și îmi dă ceva dau. Sau? Trebuie să-l bifezi acolo. M-am și bifat acolo, dar uite că... Nu s-a dat XP. XP îmi dă atâta? Da. N-am realizat. Și când faci level primești iteme. Credeam că mai dă și altceva. Ok, cum ajung la tine? Q? Sau nu? Pe F. F, așa. Și mă duc la friend zone, așa. Stunter. Jump to this player's current location. Pam, 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 pam. Iar îmi dă să votez. Casca aia, unde e? Am aruncat-o pe jos. Casca cu un corn. Uite, apare chat-ul când se teleportează cineva. Bă, la tine e mai verde decât la mine. Și am iteme pe jos, e murdar aici. Poți să le pune pe toate? Nu știu, ia-le dacă poți. Nu cred că merge. Nu mă lasă. You cannot take this, nu mă lasă. Stai, dacă îți dau give permission, ia stai. Cum give permission? Vreau și eu. Gata, give build permission, te lasă cum oare. Deci dacă dai la player, tot așa selectezi player-ul, friends adică dai pe profil. Tot dai direct pe mine. Așa, 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 te văd aici. O să dai give build permission. Mă, nu-mi dau seama. Am găsit-o. Deci, la friends and following, da? Sau dă E pe mine direct, în fața ta. Nu, stai. Ține apăsat hold E. Hold E. Ah, dar stai că nu se poți lua asta aici, că nu trebuie să iei teme de pe jos. Ah, uite, gata, am văzut give... Mamă, ce... E o bifă în puii mei! Ai, da. Nu-ți dau give build permission, ce pui mei, vii acolo peste noapte și îmi lutez tot. Dar tu dă mai acum corn. Bun, dragilor, eu cred că facem o mică pauză aici. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați acel buton de like. O mică întrebare. Spuneți-mi, vă rog frumos, două lucruri, despre calitatea audio și despre calitatea video. Mă interesează, mă rog, eu de la o vreme înregistrez cu Shadowplay și e cam ciudat cu audio. N-o să mai fie, n-o să mai mă pot juca cu audio cum mă jucam pe vremuri. Așa, una la mână. Și doi la mână cu calitatea video. Să-mi spuneți dacă preferați cu 60 de FPS sau 30 de FPS. Eu acum înregistrez cu 30. Așa, ca idee. Bun. Mulțumim mult pentru atenția acordată, îi mulțumim nenea Stunter aici că ne-a primit. Și că acum vrea să ne bată, ce ombă. Bună seara București, bună seara România! Pe data viitoare!